Salutare și bine ați revenit la prima serie de tutoriale scrapbooking pe tema Crăciunului. Aceasta este prima zi și astăzi vă voi prezenta un album de Crăciun. Însă, înainte de toate, vreau să vă dau detalii despre giveaway-ul pe care îl voi oferi la finalul acestei serii. Și pentru asta, voi trebuie să aveți 18 ani, să locuiți în România și să lăsați un comentariu la cât mai multe filme, videoclipuri din această serie. Va fi un playlist pe care îl veți găsi pe canal, așa încât dacă acum ați aterizat pe canalul Comcrafty, să puteți reveni și să lăsați un comentariu la ce videoclipuri doriți voi și sper din tot sufletul să creați alături de noi cât mai multe proiecte. Acum, haideți să vedem ce am pentru voi astăzi. Este un album de Crăciun realizat acum ceva timp, cred că e din 2019 acesta. Este cu o colecție de la Cartabella, dacă nu mă înșel, care mi-a plăcut enorm de mult și cu care am creat apoi și alte albume, doar datorită faptului că a fost o colecție superbă, m-a cucerit efectiv. Acest album, evident, s-a vândut. A fost un album adorabil și destul de complex. Vedeți, este pe format landscape. Cred că este formatul meu preferat și doar atunci când mă plictisesc de el fac ceva pe format portrait. Dar haideți să vedem cum arată în interior. Iată, deci, pe interior, pe coperta interioară, avem un buzunar, în primul rând, deci în care vă intră clar o inserție destul de mare cu loc pentru poze. Și pe acest buzunar am montat un waterfall, deci o serie de coperți, să zic așa, nu coperți, pur și simplu coli pe care să puneți poze. Și sunt așezate, după cum vedeți, în cascadă, deci una sub cealaltă, așa încât să se vadă clar că urmează ceva și nu sunt perfect suprapuse. Pe prima pagină, deci da, toate paginile au inserții în interior, după cum vedeți, și sunt aproape cât pagina de mari, loc pentru 4 poze fiecare. Dacă nu, minim 2, maxim 4, sau poate chiar mai multe. Paginile sunt în oglindă, deci vedeți, 2 și 3 au ambele câte un waterfall, 3 și 4 au ambele câte două buzunare fiecare pe pagină, pentru a fi mai ușor de urmărit, să zic așa. Aici mi-aduc aminte că am făcut o greșeală. Deci, waterfall-ul trebuia să fie pe pagina din stânga, așa cum este, cu deschidere spre stânga, dar pe pagina din dreapta trebuia să fie cu deschidere spre dreapta. Și eu recunosc că am greșit, efectiv nu mi-am dat seama atunci când l-am făcut și l-am făcut tot cu deschidere spre stânga, mi-am dat seama prea târziu. Însă, credeți-mă, nu este asta o problemă, decât dacă ești foarte, foarte pretențios, să zic așa. Cel căruia i-am oferit albumul, vândut albumul, a spus că nu este absolut nicio problemă. Bun. Sunt închise toate cu magneți, după cum cred că ați văzut, și din nou iată ce inserție frumoasă și ce imprimeu frumos avem pe inserție. Cu ocazia asta vedeți și voi hârtiile imprimate din această colecție și sunt curioasă dacă și vouă o să vă placă la fel de mult ca și mie. Da, deci pe paginile 3 și 4 avem câte două buzunare pe fiecare pagină, fiecare cu taguri, cu inserție sub formă de taguri. Pe paginile 5 și 6 avem mini booklets, o să vedeți imediat, ambele sunt ținute, deci câte două pe fiecare pagină, ambele sunt ținute în loc de aceste magneți. Deci sunt cu magneți, asta pot să vă spun sigur. Mini,
taguri. Și ia uitați cum sunt aceste mini cărticele. Sunt pur și simplu ca o carte în miniatură și se deschid în direcții opuse. Și pentru ca ele să nu se deschidă în permanență, le-am ținut în loc cu aceste taguri cu magneți. Loc, evident, de poze și în interiorul mini-buclețurilor, dar și în spatele lor atunci când se deschid pe acele pagini. Din nou, acea inserție laterală. Nu mai țin minte, dar cred că în acest album intrau în jur de minim 75 de poze spre 100. Aici avem din nou în oglindă, în sistem oglindă, avem un mini buclet care în interior include un fold în zigzag, vedeți? Se deschide în jos și dacă nu mă înșel, cel de pe pagina din dreapta se deschide în sus, dar vom vedea, nu mai țin minte sigur. Ia să vedem, în jos sau în sus? În sus, da. Deci mi-am adus bine aminte. Ce să vă zic? Mie mi-a plăcut destul de mult. N-am mai creat cu acest design de atunci, însă mi-a plăcut foarte, foarte mult. Apropo de asta, da. Deci designul nu este al meu, este al unei scrapărițe pe care o urmăresc de ceva timp. Ea n-a mai fost activă în ultimii ani. Dacă nu mă înșel, a devenit bunică și a trebuit să-și transforme atelierul în dormitor pentru bebeluși, pentru nepoțică. Și, evident, nici n-am mai avut timp să creeze. Însă o să pun linkul către canalul ei în descrierea de mai jos. Da, deci pe aceste două pagini avem câte un buzunar lateral și pe stânga și pe dreapta, în care intrau în fiecare câte o inserție, tot la fel cu loc pentru poze. Iar aici, pe ultima, este la fel ca și prima, un waterfall cu loc pentru poze. 5, 10, 11 poze. Absolut superbă colecția, nu pot să mă abțin nici măcar acum când o văd. Pe coperta interioară din spate avem acest album, această serie de buzunare în scară. Deci le avem, vedeți, cel mai mic este... cel mai scund, iar cel din spate este cel mai înalt dintre buzunare și evident fiecare cu loc mult pentru poze. Eu sper tare mult că v-a plăcut acest album și țineți aproape pentru că mâine voi reveni cu prima felicitare, tutorial pentru prima felicitare din serie. Este o felicitare tare frumoasă, tare simplă și de efect, care sper să vă placă tare mult și să creați alături de mine și voi. Vă pup, ne vedem mâine, pa, pa!